Am revărsat pe masă tot felul de documente. Într-adevăr, arată masa ca la un avocat, ca la un om politic dintre ăsta foarte ocupat, ca să fim și noi încă o dată, spun, bine văzuți așa de la distanță de cei care caută în detalii și să nu părem depărtați de ceea ce se întâmplă, pentru că realitatea este că suntem într-adevăr bine informați. Și tocmai din acest motiv aș începe cu explicațiile evenimentului care a marcat această dimineață în Europa, și anume accidentul de avion din sudul Alpilor francezi. Ce ironie a sorții! Într-adevăr, un avion plecat din Barcelona, capitala catalană, s-a prăbușit la Barcelonnette, un orășel cochet din sudul Alpilor francezi, situat la mai puțin de 200 de kilometri de Marsilia și Nisa, într-o zonă accidentată, e adevărat, o zonă de munte. Avionul plecase de la mare și avea să sfârșească la munte, în condiții totalmente inexplicabile, și sunt aproape convins că niciodată nicio anchetă a Pământului nu va putea să stabilească ce s-a întâmplat, pentru că este o dramă fără precedent în istoria aviației europene și mondiale. Poate doar să existe o asemănare, dar comparațiile se opresc la un moment dat cu acel teribil zbor Rio de Janeiro-Paris de pe 1 iunie 2009, când o aeronavă Air France A330, tot un Airbus, s-a prăbușit în plin ocean Atlantic, ceea ce este, încă o dată spun, o chestiune una la un miliard în zborurile aviației civile, ca un avion să se prăbușească în plin zbor, acolo când el are toate reperele la dispoziție și când aceste avioane super computerizate și digitalizate, cum sunt cele din gama Airbus, au piloții la dispoziție un evantai de măsuri prin care să evite o catastrofă. De altfel, se și spune de către specialiști în domeniu, adevărații specialiști, că e nevoie de un concurs de circumstanțe nemaipomenit pentru ca un accident aviatic să se poată produce la o companie cum este Lufthansa, pentru că avionul care s-a prăbușit astăzi făcea parte din marea companie Lufthansa, cea mai de elită companie europeană, cel puțin în măsură de siguranță a zborului. Nemții de la Lufthansa sunt recunoscuți, au cea mai mare logistică practic europeană, sunt cam a treia, a patra companie ca importanță pe planetă. Ei nu au mai avut un incident aviatic din 1993, când un avion al acestei companii a avut un mini-accident care s-a soldat cu 3 morți. Astăzi au murit 150 de oameni în plin zbor, când avionul nu detectase practic nicio problemă. El a plecat din Barcelona, a traversat fără probleme Mediterana, a depășit turnul de control de la Ciotat, aflat lângă Marseille, a mers spre Alpii de Sud și practic la intrarea în zona respectivă, pe o vreme bună, nu nemaipomenită, dar în orice caz prielnică zborului, fără să fi comunicat nimic turnului de control de la Aix-en-Provence, care ghida avionul în acel moment, avionul zbura la 11.550 de metri, era viteza lui de croazieră undeva la 820 de kilometri la oră, o viteză normală pentru un Airbus A320 cu 174 de locuri, la o altitudine absolut normală, mai ales pentru că străbătea o zonă muntoasă complicată, cu vârfuri la peste 3.000, chiar 4.000 de metri la un moment dat, deci zbura la o altitudine corespunzătoare. El n-a trimis niciun semnal către turnul de control de la Aix-en-Provence. La un moment dat, cei de la Aix au încercat să intre în legătură cu avionul, n-au reușit. După care avionul, pentru că aceste Airbusuri mega digitalizate, în cazul în care, exact ca televizoarele care povesteam eu la un moment dat, nu sunt închise de către prostănacul care se uită la ele, se închid singure. Așa sunt aceste avioane. Deci dacă tu uiți, să zicem, sau te iei cu vreo gagică, sau mănânci, sau adormi, da? Și după câteva sute de kilometri nu trimiți niciun mesaj. E ok, suntem la altitudinea nu știu care, totul bine. Da? Nu trimiți un astfel de mesaj de rutină către turnul de control cel mai apropiat, avionul o face singur. E bine, acest avion, în perfectă stare de funcționare, a trimis acest mesaj cu 4-5 minute înainte de catastrofă,
către turnul de control de la Aix-en-Provence. Deci totul era în regulă, un fel de SMS al avionului, prin care le spunea controlorilor aerieni francezi, bă, proștii ăștia au uitat, iertați-ne, suntem în regulă. Ok, ei au luat mesajul, care venea între sutele de mesaje, bineînțeles, care erau în zona respectivă, totul în regulă. După care au văzut cei de la Aix-en-Provence cum avionul începe să piardă altitudine. A 9 minute, deci 9 minute, avionul a ajuns de la 11.550 de metri la 2.500 de metri, într-o zonă în care automat pericolul era iminent, pentru că vârfurile depășeau deja altitudinea la care se afla avionul. Și atunci, turnul de control a notat starea de urgență, nu piloții, cum s-a spus inițial, că piloții ar fi comunicat că au o stare de alertă la bord. N-au comunicat nimic. O să vedem zilele următoare dacă cele două cutii negre vor detecta ceva, dar acesta este adevărul. Piloții n-au apucat, se știe din ce motiv, bineînțeles că nu cunoaștem acest lucru, să spună nimic până când avionul a ajuns la o altitudine extrem de periculoasă și probabil s-a izbit de versanți undeva în zona satului Vernet, unde se schia. Extraordinară istoria, erau niște pensiuni acolo. Schiorii pur și simplu au avut un noroc chior. Avionul s-a lovit pe celălalt versant al muntelui, ei au auzit un zgomot, ăia care erau cu schiurile acolo. Dar zgomotele sunt firește în Alpii francezi și unul a zis, bă, cred că e o avalanșă. Dar noroc că e de partea cealaltă a muntelui, lucru care se confirmase cu 10 minute înainte să se prăbușească avionul acolo, a avut loc o avalanșă. Pentru ei era normal, așa ca un tunet se aude. S-a prăbușit într-o crevasă, într-o zonă unde ca să ajungi pe jos, trebuia să faci 2 ore și jumătate din cel mai sigur loc. Deci de unde oamenii aveau acces pe un platou, aveai de mers 2 ore și jumătate pe jos ca să ajungi acolo. În aceste condiții, sigur că cei care se luptă acum și la ora asta, perimetrul a fost securizat, este păzit, va fi păzit toată noaptea de către jandarmi, de pompieri. Sunt 120 de mașini de pompieri masate în zona aia, în perimetru unde a căzut avionul. Este un cimitir în aer liber, evident, unde bucățile acestui avion vor sta până dimineața, după care va începe teribilul. Asta este partea cea mai colosală la prăbușirea unui astfel de avion. Teribilul moment în care vor fi sortate aceste cadavre împărțite pe 10 de kilometri. Da? Cutia neagră care a fost găsită în această seară era la 10 kilometri de locul în care a căzut avionul. Deci acolo este o debandadă, bineînțeles, pe o porțiune enormă, lungă, de pe o stâncă pe alta. Oamenii vor încerca, și asta fac la această oră, să strângă cât mai multe, pentru că va începe identificarea cu medicii legiști din Spania, Franța și Germania pentru această treabă. Toate bucățile de corp vor trebui duse, testate cu ADN-ul și așa mai departe, să vadă ce se mai poate pune cap la cap din cadavrele a 150 de oameni. Care s-au prăbușit din senin, neanunțat de nimic. Este pentru prima oară în istoria aviației civile europene când un avion al unei companii low cost se prăbușește. Bizară această statistică, dar reală. Niciodată o companie low cost europeană n-a căzut până acum sau nu a avut un accident cu morți pe teritoriul european. Prima mare problemă a fost cu incidentul acelui Concorde, închiriat de un grup de petrecăreți. Fantastică chestiunea aia. Undeva în jurul anului 2000, nu știu exact așa ceva, 15 ani cel puțin au trecut de atunci, când un Concorde, atunci asta a fost finalul epopeii Concorde, cel mai fantastic avion creat vreodată de om, care mergea cu viteza sunetului, ajungea mai repede decât să deschideau chioșcurile de ziare la New York, când pleca din Paris, era colosal. Și te ajungeai cu 3 ore mai devreme la New York decât plecai de acasă, și cu fus orar. Era genial. Povesteau oamenii de afaceri, trebuiau să doarmă în aeroport, în La Guardia, sau pe John Fitzgerald Kennedy la New York, că n-aveau ce să facă în oraș. Orașul care nu dormea niciodată era închis. Așa de repede ajungea Concordul. În fine, închiriat de niște petrecăreți germani, atenție, ca să se ducă să-și petreacă unul ziua în Caraibe, a plecat de pe aeroportul Roissy și a călcat avionul în momentul în care decola, ca să vedeți ce înseamnă, cum se poate produce un accident aerian, este practic imposibil.
Deci el, înaintea lui, cu 3 minute plecase un avion american, Continental Airlines, către Statele Unite. Un avion cu 750 de pasageri la bord. E bine, din avionul american a căzut o lamelă, o bucată de metal, pe pista aia imensă a aeroportului de la Roissy, de la Paris. N-a văzut-o nimeni, bineînțeles, ea nu era vizibilă cu ochii liberi. Când Concorde a primit verde, la 3 minute după ce plecase mătăhala aia de avion, a călcat cu unul dintre pneuri peste acea lamelă, care a sărit direct în rezervor, acela era plin de cherozen, pentru că avionul urma să traverseze și el Atlanticul, și a fisurat extrem de ușor rezervorul. În momentul în care el a mai mers 2-3 km, 5 km pe pista aia până să decoleze, o viteză tot mai mare, în momentul în care s-a ridicat, dâra aia a început să crească și în câteva minute avionul a luat foc. Și a căzut peste un hotel de 2 stele de la Gonesse, un fel de balotești al francezilor de atunci. Ce dramă! Fără nicio vină pentru nimeni. Nicio vină, nicio problemă de pilotaj, nicio problemă de avion. Atunci s-au terminat definitiv zborurile celui mai teribil avion creat vreodată. De atunci Concorde-ul n-a mai zburat. Așa de mare a fost oroarea. Bineînțeles, au murit carbonizați toți. A fost o catastrofă atunci. Câteva sute de oameni erau la bord. S-a terminat cu el. Ceva de genul acesta s-a întâmplat și astăzi. Da? Lufthansa, sigur, n-a putut să ofere niciun comunicat. Pur și simplu o zi de doliu pentru ei. Aceste avioane erau extraordinar de bine întreținute. Sunt cele mai bune avioane create vreodată, aceste Airbus A320, după părerea tuturor specialiștilor, cele mai fiabile avioane de cursă civile, cu o singură zi în urmă, înainte să facă această cursă de la Düsseldorf la Barcelona, avionul fusese verificat de către tehnicienii de la Lufthansa, considerat cei mai buni la nivel european. Un pilot de la Air France spunea astăzi, am auzit la radio, la RTL, o chestiune foarte interesantă. Bine de reținut pentru toți proștii noștri care comentau la televiziune astăzi fără să aibă habar de nimic. Inclusiv cei care lucraseră prin aviație. Am auzit niște tâmpenii, Dumnezeule, nici nu știu cum au putut să fie aia piloți. Am auzit un tâmpit care a spus la un moment dat 700 de kilometri a făcut avionul până să cadă. Deci de la Barcelona la Barcelonet sunt 700 de kilometri în vol d'oiseau, adică în zbor de pasăre. Și tâmpitul ăsta de la Tarom, sau nu știu unde era, a zis așa, păi zice, domnule, în mod normal, avionul era la înălțimea lui de croazieră. Ce ești tâmpit, mă? Păi dar era la înălțimea de croazieră la 10 minute după ce a plecat de pe aeroportul El Prat din Barcelona, deasupra Mediteranei, a luat-o peste Mediterană, nu peste Perpignan, nu peste Catalunia franceză, a luat-o peste Mediterană până la Marseille. În ce sens? La 10 minute după ce a decolat de pe Prat, era la 11.500, tâmpitule. Ce problemă să aibă avionul? Evident că zbura la viteza, adică la înălțimea pe care o stabiliseră turnul de control de la Barcelona, cel de la Düsseldorf și așa mai departe. Atât sunt de ageami. Și deci că fusese pilot. Dar când să ajungă, mă? În momentul în care ți se scoat semnalele luminoase de sus în avion și poți să-ți decuplezi centura, avionul este la înălțimea trebuită. Da? Cum spunea cineva. Atunci gata, e pe pilot automat, acolo rămâne. Dacă nu este niciun incident, coboară când ajunge lângă Düsseldorf. Bun, asta o chestiune. Ce vreau să spun? Cu o zi în urmă fusese verificat. Deci înainte să parcurgă drumul de la Düsseldorf la Barcelona, fusese verificat, așa cum compania Lufthansa face practic cu toate avioanele sale, indiferent că sunt ale companiilor low cost, Air Berlin sau German Wings, astea două, calitatea prestațiilor avionului este identică, doar la bord există o diferență în servicii, ăștia de exemplu nu-ți dau mâncare, trebuie să-ți o cumperi. În fine, asta e diferența între low cost și o companie normală, nu la siguranța zborului. Acolo lucrurile sunt identice, mai ales la o astfel de companie. Deci nu există nicio fisură. Că piloții erau nepregătiți, că avionul era povești. Totul era absolut ok în această situație. Ce spunea pilotul de la Air France? Că a avut și el astfel de situații. Atenție mare! Când un avion vine după o zi în care a fost trecut în raza asta de modificări și de verificări tehnice, întotdeauna la primul sau al doilea zbor, primele două zboruri, să zicem, el este exact ca un televizor
ați dat un exemplu pe care să-l priceapă lumea, peste care femeia care a venit să-ți facă curat în casă a dat cu cârpa. Da? A umblat un pic, l-a dereglat în spate, i-a mutat cablu. De deci, acasă deschis, nu mai merge televizorul, ce dracu să fie. Te uiți, vezi că l-a scos aia un pic din priză. Sau... Deci este mare problemă, de fapt, după aceste verificări excepționale, de altfel că nu sunt făcute de niște proști. Sunt făcute de oameni competenți. Dar există această posibilitate. E posibil ca un singur șurub, o vestea respectivul pilot, un singur șurub, dacă n-a fost bine filetat într-un loc anume, să poată deregla tot sistemul computerizat al acestui avion, care devine ca un baros. Nu mai poate să fie controlat. Pentru că e clar că a existat ceva de genul ăsta. Avionul a coborât pe traseul lui, deci n-a coborât de vin de la traseu. N-a fost așadar derutat de cineva. S-a spus imediat, mă zice, pe proștii noștri, imediat posibil atac terorist. Păi, în primul rând, niciun terorist nu se urcă pe un avion low cost care merge la Düsseldorf, o destinație care nu contează. Deci asta unul la mână. Da? Doi la mână, traseul avionului nu indică absolut nicio problemă de tipul ăsta. N-a fost deviat de nimeni. Nu a intrat vreunul în cabină, le-a pus pistolul la tâmplă și a zis, bă, mă ocup eu. Nu. Pentru că atunci avionul nu mai mergea exact în direcția lui și nu cobora cum a coborât ăsta. Ăsta a coborât în 9 minute de la 11.500 la 2.500 de metri. Exact cât ar fi coborât un avion în acest interval dacă vroia să aterizeze. Era bizar că nu puteai să aterizezi pe crestele munților. S-a întâmplat ceva în acele condiții. Depresurizarea nu prea ține nici ea. Este un fenomen obișnuit în aeronautică, să ți se crape un hublou. E vorba numai de cabina piloților, nu se poate crăpa în lateral în timpul zborului, ci doar în față, din cauza fuzelajului și botului aerodinamic, se poate crăpa un geam. Atunci automat cad măștile de siguranță, de oxigen pentru piloți, că nu se poate respira la 11.000 de metri. Avionul coboară, bineînțeles, ești anunțat imediat, ai o problemă, coboară maximă viteză la 2.000-3.000 de metri, e deranj mare în avion, asta se produce într-un minut. Și acolo ei reușesc să regleze problema unde aerul este respirabil și unde fisura respectivă nu mai are. Și atunci, sigur, aterizezi, dar noroc că avionul era în Franța, unde sunt cele mai multe aeroporturi din Europa. Deci nu era nicio problemă de genul ăsta. Era Lyon, era Marsilia, era Nisa, era Grenoble. O 4 aeroporturi pe o distanță de 30 de minute în zbor pentru un astfel de avion. Deci nu era nicio problemă. N-ar fi avut niște piloți de nivelul ăsta cum să nu regleze o problemă de depresurizare în 8.000 de metri. E o banalitate pentru ei. Deci cade și această chestiune. Și atunci, ori a fost ceva totalmente de neconceput, li s-a făcut rău amândurora, s-a întâmplat ceva, nu știu și ce motiv acolo în cabină, sau pur și simplu o chestiune de genul ăsta, care se întâmplă o dată la un miliard de zboruri, acest tip devine avionul ca un baros, cum spunea ăla, și nu mai poți întoarce. Deci dacă se duce într-o direcție, numai așa merge, exact cum s-a întâmplat cu ăsta. A plutit așa, așa s-a dus, până când s-a pleznit de stâncile alea și s-a făcut zob. Erau vreo 60 ceva de nemți, vreo 40 ceva de spanioli, vreo 30 de turci, cetățeni din puține țări, pentru că Düsseldorf nu este o destinație turistică. Mulți dintre cei care se aflau în avion au văzut derbiul Barcelona-Real Madrid, disputat pe Camp Nou la Barcelona, cu 48 de ore înainte. Sunt oameni care au plecat sâmbătă din Düsseldorf, au văzut Barcelona sâmbătă și duminică, duminică seara de la ora 9, ora locală, au văzut meciul. După aia au stat la cârcium în Barcelona până spre dimineață, luni, ăștia care își permiteau, au mai stat o zi și marți au venit cu acest avion spre casă. Asta a fost destinul lor până la urmă. Încă o dată spun, ancheta va dura câțiva ani. Ea a început în această seară, este o triplă anchetă, chiar quadruplă, pentru că întotdeauna și uzinele constructoare participă. Airbus a trimis în seara asta niște experți acolo. Spaniolii, francezii și nemții cooperează. Chiar și americanii au vrut să-și vâre un pic coada. Da, nu se știe dacă vor interveni și ei ex abrupto printre munții ăștia. Dar nu, niciodată nu se va afla adevărul, pentru că și cutiile negre și general, toate ipotezele specialiștilor sunt exact ca în filme. Nimic nu este mai enigmatic decât un asemenea zbor. Omul încă n-a putut să elucideze așa ceva. La fel s-a întâmplat și cu acel Rio-Paris,
în care la un moment dat s-a dat vina pe companie, apoi pe piloți, apoi pe avion, dar nimeni n-a elucidat după 2-3 ani de anchetă susținută, nu s-a ajuns la nicio concluzie. Da? Niște oameni care, din care n-a mai rămas nimic. Deci sunt niște bucăți acolo, povesteau astăzi francezii, cei care au ajuns cu elicopterele în zona respectivă, erau bucăți de cadavre de ordinul unui deget sau unei mâini. Deci se rupseseră milioane de bucăți corpurile umane, pentru că ce poate să fie mai crunt decât să se izbească un avion de o asemenea dimensiune de niște stânci, fraților. Este teribil, da? Nimeni n-a văzut însă incidentul, pentru că spuneam, nu s-a produs pe partea de versant unde se schia. Dacă ar fi căzut acolo, nici americanii n-ar fi putut să facă vreodată un film mai teribil decât ăsta. Să vezi un avion cum vine peste pârtia de schi și cum cade acolo printre, creând o avalanșă, probabil ca un tsunami. Cine știe ce s-ar fi întâmplat cu toate pensiunile alea de la vale. Nu mai vorbesc cu aia care schiau acolo. Da, în orice caz, remarcabil. Țineam să vorbim despre lucrurile astea pentru că pur și simplu ți se face lehamite când îi auzi pe ai noștri cum vorbesc despre astfel de lucruri. Câtă nepricepere, câtă prostie, câtă lipsă de tact, câtă... Este, credeți-mă, grotesc. Este, lamenă, îți venea ție să spargi televizorul. Vede ce prostime se ocupă de astfel de chestii, fără niciun pic de luciditate, fără niciun pic de chemare pentru o chestie într-adevăr gravă, gravissimă. Ce ar fi fost dacă, de exemplu, o aeronavă Tarom ar fi pățit asta? Să vorbeam în România acum 3-4 săptămâni numai despre asta. Noi suntem primii în caz de catastrofe și de... La un moment dat a existat o informație, din păcate neconfirmată, a un elicopter francez, că mișca cineva în groapa aia de resturi. Imediat a fost preluată informația, se pare că era o marmotă, din păcate. Nu era un cetățean. Marmota alertată și ea, vă dați seama ce dramă. Mai ales că asta s-a produs undeva în jurul siestei, în ora de siestă a muntelui. Alertată marmota, a crezut că e sfârșitul lumii. Atenție, în 1953, exact în aceeași zonă, băi, fix în aceeași zonă, un avion care pleca din Paris și se ducea la Saigon, actualul Ho Chi Minh, s-a prăbușit acolo. Un avion care... De ce a luat-o pe ruta asta? Pentru că mergea de la Paris la Nisa, erau alte vremuri, în 1953, aviația era an lumină la ce e astăzi, și avionul avea nevoie de o alimentare pe aeroportul din Nisa înainte să meargă spre Saigon, care atunci aparținea de Franța. Deci s-a dus spre Nisa și a trecut prin această zonă unde s-a prăbușit, în 1953, te găseau la o săptămână, cam cum că găsesc astăzi în România. Deci, greu de crezut că putea cineva să explice de ce a căzut avionul respectiv. Dar s-a întâmplat exact în această zonă. De aici înainte, această zonă, între Digne, Barcelonnette și comuna Vernet, va fi considerată probabil un triunghi al Bermudelor în Alpi. Și cred că o vreme, cel puțin, va fi ocolit. Mai bine pentru cei care schiază acolo. Bun, haideți că ajungem și la bandiții noștri, că sunt destui, n-au fost în avion, bineînțeles imediat s-a dat un comunicat și la noi că nu există cetățeni români la bordul acestui avion, deci ne-am liniștit. Adevărul scrie mâine, este un subiect interesant, tot cu o pădure și tot cu zăpadă. Turiștii amenințați cu amenzi dacă trec prin pădurea lui Teofan. Iată-l pe Teofan, asta e pădurea lui, exact cum Răzvan Vasilescu avea gara lui în California Dreaming și nu-i lăsa pe americani, nici pe Asante ăla, da, să treacă fără voia lui. Te trecea pe linie moartă. E bine, acest Teofan amendează dacă cineva intră în pădurea lui. Vă cum ați văzut în această imagine, că nu o să vă mai arăt încă o dată, sunt niște indicatoare clare în care ți se spune că dracu te ia, mă rog, dracu să pune între ghilimele, că avem de-a face cu un înalt preasfințit. Deci dracu te ia dacă vei tranzita pădurea. Ai nevoie de viză să tranzitezi pădurea lui. Măsura Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, scandalizându-i pe localnici care consideră că este o afacere ilegală, i-au sesizat autoritățile. Măscăriciu ăsta, căruia lumea îi spune popă, cred că n-ar fi rău să-mi preia odată Silviu Mănăstire, că prea bine le zice
Este asta să-l văd și pe Teofan ăsta, cu bărbița lui, de zici că-i dată cu miere. Ați văzut un pic de alb, așa mai galbenă, mai jos. El, de fapt, probabil că este un escroc de nivel mondial. Cum s-a ajuns, mă, să faci așa ceva? Pădurea aia, cum e în proprietatea lui? Aici scrie, de fapt, retrocedările, că au luat niște păduri, ăștia sunt. Te ia durerea de cap dacă citești. Mă rog, asta e impresa de mâine. Se însoară Florin Salam, măi, fraților. Ia uitați-vă cu cine. Aceasta este una Roxana Dobre, dacă nu mă înșel. Așa este. Vedetă Playboy. Mă bucur, mă felicit că totuși măcar aici am memorie bună. Și am reținut numele acestei duduițe. Este, mă. Deci Roxana Dobre o cheamă, da? Nașul lui va fi un milionar doi, bineînțeles că se vor căsători în orașul tuturor proștilor la Los Angeles. Cu cât ești mai prost, cu atât te căsătorești mai sigur la Los Angeles. Acolo a dus-o și Bănică Junior pe Andreea Marin, dacă mai țineți minte. Sunt zbori 15-20 de ore cu tot cu escala pe care o faci ca să te duci până la Los Angeles. În chiciul ăla, mă. Da? Să te duci acolo să te însori. Incredibil. În orice caz, pentru o asemenea femeie, faci orice. Nuntă mare. Va fi nuntă cum n-a văzut America în istoria ei. În evenimentul zilei, dincolo de numele lui Vâlcov, de comorile lui, atenție, de tipul comorilor din Caraibe, da? O să vorbim despre ele. Uitați-l pe Bercea Mondialu. Uitați-l, bă, de zici că e un mare ciclist. De pe vremea când Plutonul era condus de Lance Armstrong și care a plecat într-o vacanță în Mexic și a lăsat barbă să nu-l prindă ea cu controlul antidoping. Vrea înapoi șpaga. Bineînțeles, mă, într-o astfel de țară mi se pare normal. Șpăguita este această judecătoare, am vorbit despre ea ieri, da? Doamna de la Olt. Așa, le-a luat o șpagă undeva pe la 200 de mii de euro, promițându-i acestui infractor de nivel mondial, cum este și numele, că îl scoate de la pârnaie. Este cercetată împreună cu soțul ei. Haideți să vă arătăm o imagine cu neam prostia românească. Iată-i, Andra și Măruță, doi dintre eroii societății românești, fac copii pe bandă rulantă, e logic, așa e la ei, și de altfel Popa a și spus. Orice familie sănătoasă trebuie să aibă minimum 3 copii. Îi vedeți bine pe amândoi aici? Ia să vedem o altă poză a trustului intact. Asta e în libertatea care nu aparține de trustului intact. Hai să vedem poza trustului intact. Iată-o, băi, fraților. A dispărut Măruță. Oh, eu nu văd bine de aici. Dar chiar ar fi rămas degetele undeva. Deci trustul intact, pentru că el lucrează la ProTV, într-o publicație a sa, l-a șters, mă, cum ștergeau mie Tolontan și Ioanițoaia numele din Gazeta Sporturilor, astăzi ei nu mai recunosc, că n-au memorie. Când mă pomenea Radu Cosașu, de exemplu, când scria câte un articol despre Turul Franței. Radu Cosașu, entuziasmat de peisajele Franței și de cicliștii vremii respective, scria cât un editorial elogios la adresa turului în Gazeta Sporturilor. Eu că plecasem de la ziarul lor, Tolontan și cu Ioanițoia îmi ștergeau numele din ziar când mă pomenea Cosașul împreună cu Naum. Numai că fetele de la Corectură sau Furia aia, oarba lor, să nu-mi vadă numele în ziar, n-a durat mult asta, a durat câțiva ani, după care m-au reprimit, exact ca pe un borfaș din ăla pe care Ceaușescu încerca să-l omoare înainte de Revoluție. Când a venit Revoluția, borfașul se putea întoarce liniștit în țară, că nu mai era nicio problemă. Așa s-a întâmplat și cu mine. Dar ei uitau, cei de la Corectură sau ăștia care mă ștergeau, exact cum se întâmplă la trustul intact, să pună și acordul. Și atunci se făcea un dezacord mare pe tot rândul ăla, pentru că el s-a adresat la plural scriitorul Cosașu, și numele lui Naum rămânea la singular, că mă ștergeau pe mine. Erau absolut jenanți. Dar asta era misiunea lor. Deci să practică chestiunea asta, bun, a făcut o paranteză, n-are nicio relevanță. Și o chestiune minoră, nu le-am purtat pică, chiar nu contează, bravo lor. Și contam. Bine că m-au șters, dar un rahat de om, nu reprezint nimic. Dar vreau să spun, în chestiunea cu Măruță este uluitoare, bă. Deci uluitoare. Să nu apară ăla acolo, da? Pentru că, vezi, doamne, lucrează la ProTV și marele concurent al Simonei Gherghe pe emisiunea. Ce țară putem să fim, mă? Da? Tot așa,
Tot așa, da, să văd degetele lui, într-adevăr, nu l-au șters bine. Păi nici pe mine nu mă ștergeau bine. Să spun, când ești foarte nervos, nu-ți ies lucrurile până la capăt. Da? Deci suntem într-o țară în care asta înseamnă presa. De-aia condamn când iau și pe ăștia pe la Digi24, vine să le dau cu ceva în cap. Da? Când spun la un post de televiziune, la o televiziune, care, bă, dar tu nu transmiți și televiziunea aia pe cablu, cum la o televiziune. Nu așa se face presă, bă. Nu așa se face presă. Să nu-i presă echidistantă. Nu ești tu jurnalist când pronunți așa. Tu n-ai avut loc un interviu? Spune, domnule, exact unde a fost. Tu nu faci pentru cetățeni? Păi așa pretinzi, că tu ești în serviciu ăluia care se uită sau te ascultă, bă. Habar n-aveți, bă. Nicăieri în lume, sigur, în presă, adevărat, nu se întâmplă asemenea mici potlogării. Hai să-mi ciuntesc un pic pe ăla, știi? Dacă preiau o chestie de la o televiziune, apoi trebuie să blurez tot ecranul. Sigur, mă obligă CNA-ul să scriu sus mic, preluare, B1 TV, să zicem, da? Spune, bă, prostule, și așa nu-i nimic de capul tău. Spune, bă, nu la o televiziune. Aseară la Realitatea TV, aseară la România TV, aseară la Antena 3, că așa ți informezi telespectatorul. Da? Nu trimițând, că nu contează că se duce el și se uită. Lasă-i libertatea să aleagă. Că asta înseamnă presa adevărată. Nu să mă ții pe mine prizonier. Că eu oricum înțeleg ce se întâmplă în chestia asta. Sau poate am și văzut. Venea Băsescu, da, vorbea ore în șir la B1, la o televiziune. Nu există, bă, nicio televiziune. Televiziunea aia are nume. Așa se face. Deci toate chestiunile astea sunt chestiuni de orgoliu pe care o presă de asta mizerabilă, cum este a noastră, o practică și astăzi. Asta vreau să vă arăt. Cum să-l ștergi pe ăla, bă? Și dacă ți-e adversar pe divertisment sau pe rating, ce importanță are, mă? Dă-l, domnule, acolo. Prezintă-l. Că așa respecti adevărul până la urmă și îl informezi pe cetățean. Păi ăla nu-l interesează că a vorbit Băsescu la Digi, la B1, la RTV sau la Realitate. El vrea să știe ce s-a întâmplat. Și îl informezi cu atât mai bine. A fost la B1, păi dă-l dracu, că acolo nu mă interesează. Sau a fost la Antena 3, păi a vorbit iarăși cu Gâdea sau s-a întâlnit cu ce, nu mă interesează. Deci este o informație până la urmă. Contează și sursa de unde vine. Nu la o televiziune. Cine ești tu, mă, tâmpitule? Să vorbești așa. În primul rând că n-ai dreptul. Sigur, dacă CNA-ul ar fi la un alt nivel, acum săracii sunt în pivniță. Au intrat acolo, ați văzut, e un fel de puci la ei, un fel de lovitură de stat, să trage. N-au, mai au timp de chestiile astea. Dar prea plecat, i-aș informa, ca de la oameni inteligenți la oameni inteligenți, să recomande la un moment dat și chestiunea asta, că nu mai suntem în comuna primitivă. Trebuie să ne respectăm unii pe alții la modul ăsta. Făcut unul ceva, trebuie spune-i numele. Dacă nu, du-te dracului și nu-l mai cita. Că ai și dreptul ăsta. Da? Să tu dai interviu cu Băsescu de la B1 de 70 de ori în timpul unei zile, că de atâtea ori îl dai, da? La fiecare jurnalel al tău îl dai pe Băsescu, preluare, pe... De fiecare dată spui aceeași tâmpenie. Ba, bun, nu mai vorbesc de faptul că de 10 ori din 90 de prezentări, din 70 de prezentări, de 10 ori nu scrii nici de unde l-ai preluat. Evident. De cele mai multe ori scrii. Ok. Da. Nu de fiecare dată. Că tu ești mai șmecher. Deci nu se face așa. Asta nu este presă, cum nu este presă nici ceea ce am văzut astăzi apropo de acest accident aviatic. Nu este presă. Dar asta este. Ce să facem? Și atunci trebuie să ne informăm din surse mai sigure din când în când. Bun, la mărut să ne pricepem cu toții, tocmai de asta l-aș lăsa pe mâna celor care sunt mai pricepuți în ale divertismentului decât noi. Despre arest un pic, pentru că aș vrea să comentăm și noi în două cuvinte toată această tevatură din ultima perioadă. Senatorul Georgică Severin consideră că arestul a devenit o formă de tortură. Ați văzut și mai devreme, a fost o discuție foarte interesantă cu oameni bine pregătiți la această masă și care au vorbit despre această molimă până la urmă, că este ca ciuma pe vremuri. În Europa, când rădea de pe fața pământului o treime din orașul pe care îl afecta, așa a devenit și pentru noi DNA-ul vis-a-vis de clasa politică. Deci este practic exact ca Ebola în Africa de Vest, să zicem. Puțini vor mai scăpa. Este într-adevăr o goană, da, după arestările astea, care ajunge deja să stârnească niște reacții foarte ciudate. Pe undeva
se explică aceste reacții, dar e bine să le lămurim, pentru că oamenii nu mai știu ce să creadă. Ce implicat, sigur, încearcă să o învârtă pe turta lor, probabil gândindu-se și storcându-și mințile și nervii ore în șir, cum de exemplu fac avocații, am văzut și mai devreme. Ideea este următoarea. Nu este nicio tortură arestul, este singura măsură deocamdată pe care o poate aplica justiția, să te trimită în arest preventiv atunci când consideră că este cazul. Procurorii sunt cei care, sigur, prigonesc în momentul de față, între ghilimele, această clasă politică, pe considerentele că, am mai povestit noi, dar e reală chestiunea asta, nu e o exagerare, considerentele că s-a pierdut mult timp, nu s-a făcut nimic. Au trecut serii întregi de oameni politici care n-au pățit nimic, guverne întregi care s-au dus pe apa sâmbetei fără să miște un deget în domeniul ăsta. Era prea de tot ca toată lumea din clasa politică să scape, că ei sunt nemulțumiți acum de condițiile pe care le au, de modul în care sunt tratați la televizor, de modul în care presa influențează judecătorul. Sunt lucruri inevitabile. Pentru că noi trăim într-o societate care nu mai este aceea din anii 70-80. Astea sunt regulile jocului astăzi. Atenție! Pe vremea lui Ilie Năstase sau a lui Ion Țiriac, să câștiga mai prost din tenis decât să câștiga astăzi. Da? Așa este și cu clasa politică. Clasa politică a începutului de anii 90, că mai vorbesc de epoca Ceaușescu, fura, dar nu putea să ajungă sumele de astăzi. Șpăgile nu erau la dimensiunea asta. Nu se fura la nivelul ăsta. Da? Sigur, și televiziunile erau puține. Nu exista circul ăsta. Deci, acești oameni sunt, de fapt, niște neadaptați la situația reală a lumii în care trăim. Și asta este ca o boală, dar alt tip de boală. Ei se plâng că sunt atacați de această molimă, când, de fapt, ei nu reușesc să se adapteze, ceea ce este prima condiție a supraviețuirii. Peste tot, de-a lungul timpului, oamenii și animalele, de la Noe încoace, au supraviețuit numai dacă au fost în acord cu timpurile lor. Nu ai o scuză astăzi că la 70 de ani nu știi să deschizi un calculator, e problema ta. Societatea nu te mai așteaptă. Și am avut replica foarte clară, da? Cu, râdeam și noi atunci cu internetul care a pătruns la țară mai repede decât canalizarea și decât WC-urile. Nu mai așteaptă societatea. Deci așa acești oameni ar trebui să-și dea seama că atâta timp cât tu îți faci mendrele ca un politic și ți le faci, pentru că vedem situația reală, oamenii ăștia n-au făcut nimic pentru noi. N-au făcut nimic pentru noi, iar averile pe care le au, casele, terenurile, da? Mașinile, bijuteriile, conturile în bancă pe care le au, nu pot să provină din niște afaceri legale. Iertați-ne. Nu există abjecție mai mare decât să-ți fur propria țară și să nu pară vorbă mare. Să-ți fur practic colegii, pentru că tu asta făceai. Furai practic și de la ăla de lângă tine, numai ca să ai cât mai mult. Tu furai pe toată lumea, nu contează pe ce. Și ăla era contribuabil până la urmă, ca și tine. Deci tu furai pe toată lumea. În fața acestor atrocități, astea sunt practic chestiuni de condamnare la moarte în orice țară de asta, în Asia, te săltau imea și te executau. Să fim rezonabili totuși. La ce s-a jefuit în această țară? Să vii și să spui că astăzi arestul e o tortură. O tortura aparține altor secole, mă. Habar n-aveți ce înseamnă, nici măcar securitatea comunistă, nu știți ce era. Nici ăia nu torturau la nivelul torturii, da? A inchiziției și așa mai departe. A evului mediu și așa mai departe. Acolo se tortura, fraților. Deci în alte epoci, în alte milenii, nu acum, să vorbești cu atâta nonșalanță de niște chestiuni. Voi înțeleg pe avocați, încearcă să-și facă datoria, da? Oamenii consternați din jurul nu mai știu ce să creadă. Vă spun atât, e bine, mă. Foarte bine că se întâmplă așa. Chiar cu sigur cu amendamentul că în unele momente pare abrupt. Pare întreabă. E ok. O să punem pe ecran un 16, un 18. Sigur, nu e pentru domnișoare. Sunt momente jenante, într-adevăr, unele dintre ele. Momente greu de suportat, chiar și pentru telespectatorul neutru. Păi, dar de aici și până la le contesta, doar din ideea asta că prezumția de nevinovăție, că suntem oameni, nu suntem, bă, oameni. Ăștia nu sunt oameni. Atenție. Nu sunt oameni. Părerea mea este că oricât ar avea de suferit, ei nu vor plăti niciodată cu adevărat ceea ce ar avea de plătit într-o lume care ar face decontul pe loc. Dacă s-ar face decontul pe loc, abia atunci am avea
rezultatul și importanța adevărului. Niciodată nu vom ajunge să știm cât au furat ăștia. Ce contează că stai cu capul rahat câteva săptămâni și... Sigur că sunt situații cu care nu putem să fim de acord. Uite, cazul Pescariu, da, care rămâne practic liber pentru că a turnat. Deși el luase șpăgi și fusese inițiatorul la un moment dat și în Microsoft și așa mai departe, și probabil și în alte cumetrii, da, al unor jocuri dintre astea uluitoare. Piesă de sacrificiu, altfel un om de o importanță relativă, acest Dinu Pescariu, care n-a fost nici măcar un mare sportiv, n-a fost un politician de vază față de numele astea grele, vehiculate în clasa politică și pe scena publică, el este un nei ca nimeni. Dar sigur că suntem indignați că mai scapă unii, că e adevărat că le intră un pic apa la moară și le revine moralul ăstora care văd că, uite, domnule, ce justiție. Au turnat unii și acum sunt liberi. Deci cazul lui Pescariu și al acoliților lui. Nu e numai asta. Stați un pic, că nu e numai așa. Nu e doar că a turnat ăla și că e liberă. Sunt și alte chestiuni care probabil intervin acolo și depinde și ce dovezi până la urmă vor produce. Pentru că la un moment dat, sigur, va fi nevoie și de dovezi. O să vedem asta. Cată nu suntem încă în situația de a avea dovezile pe masă. Dar nici să ne îndoim așa de ele doar pentru că oamenii ăștia ne intrau în casă în fiecare seară, vorbesc de toți politicienii care acum au dat de greu, dintr-o dată să ne uităm la ei așa cu o doză de simpatie. Hai bă că parcă prea mulți intră totuși. Hai că parcă nici DNA-ul ăsta n-o fi. Bă, de acord, n-o fi. Sigur, sunt oameni și ei. Sunt oameni și judecătorii. De ce să nu fie judecătorii influențați sau sensibilizați de ce se vorbește la televizor? Are tot dreptul. Nu scrie nicăieri că un judecător nu se poate informa de la televizor. Dar de unde să se informeze? Numai din Dostoevski? Sigur că se uită și la televizor. E problema lui cum le judecă. Atenție, nu pretinde nimeni că suntem într-o țară perfectă punct de vedere al justiției. Dar dacă se fac niște abuzuri în justiție, vă întreb, așa vreo 25 de ani de aici înainte, niște abuzuri crase, și să zicem, intră 80% din putregaiul ăsta, din scena politică, la pușcărie, nu credeți cumva că s-ar compensa pentru ce ne-au făcut ei vreo 25 de ani? Hai să zicem că se întoarce un pic roată, așa, conjunctural, din niște erori din astea în lanț ale justiției. Da, niște torturi dintre astea, cum le numesc ei. Ei, și care e problema? Așa cum am răbdat ăștia 25 de ani de alt tip de tortură, cu hoțiile astea ale lor, oamenii ăștia fiind chiar mai mici decât Neanicu, măcar imbecilul ăla construia, mă. A lăsat câte ceva în urma lui, mă. Da. Ăștia n-au lăsat nimic în urma lor, niciunul, în afară de averi personale. Nimic! Încoată vă spun. Nimic în justiție până să vină prietenul nostru, nimic în mediu, nimic în sănătate, nimic în infrastructură, nimic în nimic. Da? Nu există niciun domeniu, că le-a luat de atâtea ori la rând pe toate. Bă, în condițiile astea, iertați-mă, trebuie să vină și de contul, mă. Plătiți acum voi 25 de ani, cum plăteau intelectualii pe vremuri, fără să facă nimic, dar mă rog, cu securitatea, și după 25 de ani promitem că închidem iarăși cercul și o luăm de la capăt. Voi cu hoția și noi cu pânda. Vă convine așa? Faceți pe mironosițele, pe mamă, că parcă prea-i saltă. Sigur că greșea ei. Da? Sigur că greșea. Dar mă, maică, parcă prea-i saltă așa. Nu, domnule, las că-i saltă bine. A, se saltă bine, să fie un pic de jenă și pentru ei. Să ne vină și nouă greu să-i mai privim în contextul ăsta, deși cât ne-am dorit să-i vedem așa. Deci nu sunt subiectiv. Nu fiu tratat acum că nu sunt nici partizan, nici subiectiv. Așa trebuie văzută această problemă. Atât timp cât justiția are doza ei de parțialitate și atât, pentru că nu este inexpugnabilă, nu este fără chibă, fără falie. Da? Asta este justiția. Așa s-au format judecătorii în România. Da, sau procurorii. Trebuie să-i acceptăm așa cum sunt, pentru că asta e clasa politică. Unde să se ducă? La Bruxelles sau la Haga să fie judecată cum se duceau ăia cu măselele până la Viena? E mai greu. Îi putem transporta pe toți în partea cealaltă a Europei pentru o justiție corectă, demnă,
civilizată să stea la Bristol în loc de beciul domnesc. Nu se poate. Și credeți cumva că dacă ar fi judecați în străinătate, ăștia ar ieși bazma curată? Eu mă îndoiesc că ar ieși vreunul măcar bazma curată. Că nu i-a plâns Europa, că citim presa, să știți, pe niciunul dintre ei. Pe nimeni. Deci deocamdată nu avea niciun semnal din vestul Europei. Bă, dar mai opriți-vă, mă! Și ați luat-o, bă, așa, cum s-ar fi spus în România, unde nu există nicio pasiune dusă până la capăt. Asta e gena românului. Da? Dacă nu faci nimic, ți se reproșează că nu faci nimic. Dacă ești foarte pasionat, ți se reproșează că, dar ce te implici așa? Dar ce te-ai strofocat atâta? Nu există chestiunea asta la oamenii adevărați. Deci niciodată nu o să vină din străinătate, bă, dar chiar pe toți îi băgați la pușcărie? Niciodată nu se va spune chestiunea asta. Băgați-i, domnule, pe toți, dacă toți merită, e problema voastră. Da? V-ați dus pe drumul ăsta, deci niciodată nu va veni... Hai mai lăsați-i un pic. Nu există, bă, așa ceva decât la noi. Niciodată nimeni nu se va plânge într-o publicație, bă, în România e prigoană, sunt toți săltați ca vitele. O ia de pe câmpuri și îi duce. Nu există, bă, așa ceva decât în imaginația lor, bă. Și a avocaților lor, care, normal că pentru mormanul ăla de bani, cum să nu vii tu să te strofoși la televizor când clientul tău e acuzat că a luat 900 sau 1 milion de euro și pagă? Pentru că nu poate să-ți dea și ție ceva după procesul ăla. Bineînțeles că faci pe dracu în patru, că de asta ești avocat. Dar nu înseamnă că ai dreptate. Și vă reamintesc încă o dată. Nu înseamnă că dacă nu sunteți de acord cu noi, aveți dreptate. Trafic este excepțională. Europa, Africa de Nord și Mediterana Orientală, adică atâtea câte săptămâni sunt într-un an, puteți să le vizitați practic pe toate, sunt cele mai interesante locuri de pe continent văzute aici. Prețul este de 75 de lei, un SMS cu textul litera la 1800. Pentru Aldevideanu, Dan Voiculescu, de ăștia care le-ar fi putut vedea pe astea de mii de ori, iată cum arată totuși un castel pe care ei încă n-au reușit să-l facă niciodată. Castelul de la Chambord. Uite, domnul Dragnea, cam cât mai aveați de muncit. De gusturi, știți cum e. Pe mâine seară.